Salut, oameni buni, și bine v-am regăsit la un episod din seria noastră de Minecraft Hardcore Amplified, alături de Kowalski, ce avea cap de rom, aici lângă diamante unde v-am lăsat ultima oară și unde o să le lăsăm în continuare, pentru că vrem să mergem... Care dăm un? Mă o săgeată. Vrem să mergem, bineînțeles, sus, ca să lăsăm toate chestiile, că avem inventarele pline, și să-i căutăm lui Kowalski un... Ok, un dropper? Nu un dropper, un măgar. Bine că am microfon, auzi microfon, buton de microfon, gen, pentru mut mai departe în obiect. Nu se aude când tușez, nu se aude când nimic. Oameni, bineînțeles, dacă vă place această serie, nu uitați să băgați acolo like, like, Kowalski, zi pentru ce? Zi, hai, hai să ne milogim cum trebuie. Pentru ingeri de tot așa. Pentru ingeri? Știam eu un înger odată, unul Emil, știi? Da, om, da, da. N-am mai ținut legătura, din păcate. Cum? Pentru știi pe Emil îngerul, nu inger. Ah, da, îl ziceam Ingerul, Emil, nu Inger. Hai dreptate, deci dacă credeți în Inger de data asta, băgați acolo like, dacă nu, tot băgați like pentru că credeți în Raton, nu? Ei, fac și eu un cult al divinității ratoniene. De ce zic? Facem o mare religie, bam, bam, chestii masonerii de aia. Da, chestii, da. De seria asta, ce e o chestie unde mai vorbim una alta, chiar dacă aveți subiecte de discutat despre care vreți să ne auziți părerea și așa mai departe, lăsați-le în secțiunea de comentarii și noi o să le luăm, bineînțeles, pe rând, dar subiectele alea bune, adică totuși, știi ce zic? Și apoi, bineînțeles, că fain frumos să discutăm despre ele în episod. Bun, în alt ordine de idei, m-am gândit așa eu cu Kowalski, de fapt i-am propus lui Kowalski, Kowalski nu prea gândește. A, mă, pe bune, mai las-o, n-ai bine de treaba ta, dai în mine. Atât. A, tu ai dat, mă, atunci cu săgețica. De fapt, dacă ți-am dat arcul și așa mai departe și mai e un arc aici, dacă vrei să-ți repar pe altul. Așa, revenim. Ne-am gândit să facem advancement-uri. Deci o să începem, bineînțeles, cu începutul și o să continuăm înspre toate advancement-urile pe care le vedem pe aici, mă rog. Deocamdată avem puține. Dar în cele ce urmează o să facem ce în ce mai multe și pe aici, Kowalski, trebuie să ieșim. Zic eu. Așa. În drumul. Am îndrumat, ok. Să mai urmă așa, o să creadă lumea că suntem analfabeți semi-funcțional sau funcțional chiar. Creadă lumea că avem probleme. Ei, parcă n-avem acum. Știi ce zic? Bun, deci obiectiv pe episodul ăsta, nu știu, vedem câte advancement-uri facem de fapt. Asta, unul la mână, doi la mână, vedem dacă îi găsim măgarul Kowalski și trei la mână, vedem cum îl urcăm. Dar între timp trebuie să urcăm noi. Oameni, s-a făcut noapte și vrem să vânăm un peianjen. Uitați-vă acolo cum iese luna. Iese pe acolo pătrat, ești că e mare cup de brânză. Așa și avem nevoie de undițe și trebuie să vânăm un peianjen pentru ață sau doi chiar, ca să facem niște advancement-uri. Și uitați-vă la chestia asta, am night vision pe noapte, pe vanilla. Bine, am ceva moduri, da? Am dat moduri ce nu ne ajută cu chestia asta. Și uitați-vă numai la chestia asta, putem să ne uităm bine. Tu nu poți, dar o să vezi pe video. Deci mă uit prin waypoint-ul ăsta, îl vezi? De curiositate. Am pus eu, ai harta, îl vezi? Nu te auzi, Kowalski. Are probleme, iară? Nu-l văd, de ce mă întreb? Nu-l vezi? Nu. Ok, atunci te uiți pe video. Deci să vedeți oameni, adică voi vedeți, trebuie să vadă și el. Se vede, zici că am night vision, zici că e pe zi. A, bine, că mai am un mod ce pot să fac chestia asta și aparent cu shader nu ajută. Dădeam brightness-ul foarte mare și era ziua ca și noaptea, dar cu shader nu ajută. Dacă scot shader-ul, atunci o să ajute, dar na, avem shader, că păi se de frumos, elegant, cât de cât. Plus că n-avem atâtea construcții ca și pe breazlă să am 50 de frame-uri ramne în bază cu RTX-ul. Da, Kowalski fuge acolo cu 2 creeper, încerc să nimeresc, hai că am nimerit, dacă e. Până nu nimeresc să dau la 110, dar o să fie, uite aici la... Am trecut, de... gata, am nimerit, hoa! Băgați un like că am nimerit și uite, uite pe aia în jur, uite pe aia în jur, Kowalski de la pe aia în jur. De Kowalski de la pe aia în jur, de salamul, de... Câte bucăți, ai luat ață? Avem. N-a dat. N-avea ață la el, aia e. Pe aia în jur... Se respectă și nu umblă cu ațele el. Nu înțeleg, dar e ok. Deci, da, trebuie să avem grijă un pic la creeper. M-am ce întuneric e și cred că pe video se vede și mai întuneric. De ce mă întrebați așa? Că ia să țin eu torța aici în mână. Să vedeți și voi așa măcar cât de cât pentru că e întuneric. Și chiar avem nevoie de păianjenul ăla să luăm ața. Și să nu cădem din greșeală. Kowalski, poți să te împing? Nu, nu cred că poți să te împing acolo. Ok, hai să facem. Nu, mă gândeam că e vreo apă, ceva pe sub tine și poți să te împing, știi, și chestii și socotel și de alea, dar nu. Din păcate. Uite, aici mare schelete, picioare de marionete. Vezi că e de ăsta mic de fuge. L-a luat golem.
Hai la golem, hai la golem, că ți-l bate golemul de... N-ai mai văzut. Trebuie să facem și noi câțiva golem de ăștia noștri, personali. Haide. Hai. Pui pariuri? Nu mai pui niciun pariu. Și uitați de clopoțel, da? O să nu prea se aude, dar nu uitați de clopoțel, că avem clopoțel pe fiecare serie, chiar zicea cineva. Și da, mă, așa e, avem clopoțel pe fiecare serie. Dacă nu avem clopoțel, nu ne simțim bine și din primele episoade și așa mai departe. Și vreau pe Angel, vreau pe ea... Aoleu, era să cad, vreau pe Angel, vreau... Ok, o să caut eu pe Angel. Ai găsit tu pe Angel? Ce jos. Da, acolo jos. A, dar n-am chef să cobor, că iară stau să urc, știi? E durere până... Trebuie să improvizăm neapărat un lift. Și cred că cel mai simplu, opa, deci mi-mi și friend report, cred că cel mai simplu pe care am putea să-l facem ar fi cu o cale ferată ceva, știi? Mă gândesc eu, din cauza că deocamdată nu suntem atât de avansați ca să avem atâtea materiale, plus că trebuie să mă gândesc la ceva design, proiect, chestie, ca să, nu știu, aș vrea să-l fac pe ăla, să ne arunce dintr-o parte în alta până sus, știi? Cumva. Sau e ăla, iarăși cu restul ce te ridică cu slime-uri, doar că ai nevoie de multe, multe observere și chestii ca să îl duci până sus, știi? Că practic trebuie să aibă un stil de susținere. Dar ăla ar fi șmecher și cred că o să ne punem să-l facem când o să avem noi niște materiale. Până una alta, revenim după ce facem rost de ață și trece noaptea, că voi nu prea vedeți. Oameni, gata, am făcut rost de mare bucăți de string, ne-am îndepărtat de casă. Convans că între timp și-a găsit măgarda, nu l-a luat încă, că n-a, și avem aici o grămadă de animale, dacă mai avem niște uit, mai băgăm un advancement în ăla, facem mare chestie cu animale, adică mulțim și facem acolo de aia de reproducere sau ceva de genul, dar acum vrem să-și ia Kowalski măgarul, se simte și el împlinit. Nu, Kowalski? Odată și odată. Odată și odată. Și au zis și mie Scovarski, eu habar n-aveam, deci habar n-aveam că din 1.17 am fost acolo, waypoint-ul de mob spawner și de ce am frame drop-uri, nu înțeleg. Așa, și mie Scovarski că din 1.17 nu mai sunt mob spawnere. Păi asta strică Minecraft-ul, cum să nu mai ai mob spawnere? Adică cu serios. E sigur că ai auzit bine? Sunt destul de sigur, acum nu sunt foarte sigur. Dacă știți ceva, lăsați-vă în secțiunea de comentarii, dar din punctul meu de vedere nu știu, zici că strică Minecraft dacă scoate mob spawner-ul, pentru că până la urmă alea făceau Minecraft, să fim sinceri, adică ne au ceva minte din, nu știu, 2013-2014, să zic, de când joc eu și aveam puține ore la activ pe Minecraft, totuși aveam mob spawnere, dacă le scoate acum, bă, durere, pentru mine cel puțin, adică nu. Când mă întreb de Minecraft, mă gândesc mob spawnere, construcții mari, șmecheroase, chestii de-astea. Dar hei, asta este. Ei să faci. Până la urmă, tot Minecraft o să fie, doar că puțin diferit. Scoate unele chestii, bagă alte chestii, faine. Cred. Un plus și un minus. Un plus și un minus. Atunci, bun. Exact. Hai, Kowalski, ții măgarul, vii? După cum îl urcăm sus, nu știu, măgarul nu cred că intră în Minecraft. Am o vagă presimțire că măgarul nu intră în Minecraft, așa e? Da, nu știu dacă am să vin să leu, îl pierd, sigur. Aha. Ia fii atent că bag mare undiță aici, o să-ți dau și ce să pescuiești, dar vreau să pescuiesc la înălțime și o să vedeți imediat acum. Bun, oameni, adică la asta mă refeream, băgăm aici pescuit la înălțime, luăm undița și pescuim aici la înălțime. Sunt curios dacă prind ce... Hai, că văd dacă mai prind ce... Mă, până unde se duce, mă? Păi, Kowalski, tu... Deci am dus firul de la unde se cred că până jos. Nu știu, nu-l mai văd. Nu cred că... Ești. De fapt, la un dat îmi și scoate undița, fii atent cum pică. Și mi-l dă înapoi, fii atent. Acum, 3, 2, 1 și mi-l dat înapoi. Deci, efectiv, nu pot să... Nu cred că... Eu vreau să pescuiesc la înălțime. Ia să vedem, nu se poate. Băi! Că curge apa. Pune și tu în ăsta, care nu curge. Nu e problemă, că am închis așa un pic provizor aici. Vreau să sau pescuiesc. Așa. Așa, și dau drumul după, adică nu contează, oricum trebuie să facem un lift și am pus niște aur la proiect, avem 20 de bucăți să vedem câte rail-uri facem, în principiu aș vrea să pun toate rail-urile să fie cu putere, să avem rail-uri simple, dar asta o să necesite ceva gold, deci o să trebuiască să fim mai atenți și am prins și peștele, Kowalski, hai încă o să faci tot advancement, hai, tu te prinde peștele. Tu te prinde peștele, Kowalski, că trebuie să le faci și tu, adică le fac numai eu. Acum nu știu dacă lui se salvează. În caz că vă întrebați, Kowalski și-a făcut pușca aici pentru când se dezlănțuie, a zis mă închid aici. Asta e și... seara când mă transform în Wolverine. Seara când se transform în înger, se închide aici singur. Și
Asta e ca să nu zbor. Aha, da. Dar cred că e și mai ușor pe ușă, zic. Atent, de acum ai văzut, să că, dreptate. Ai văzut că pe aici mai trec Enderman. Seara stai aici, o te uiți la el și dai salamul de aici, dinăuntru. Tot a fost cu șustă, dar nu trebuie să știi. Mă scuz că mi-am dat seama. Data viitoare nu o să se mai repete, promit, domnule Copaschi. Dar și mie undița sau trebuie să mă duc să vânez pe iar? Dar s-am aruncat undița pe jos. Adică nu mai am un inventar, uite aici. Dacă vrei, te poți duce să vânești și niște pe că da. Cum să zic eu ție, eu n-am nicio problemă. De ce zic ea? Vreau să te văd Kowalski când prins peștele. Între timp eu vreau să fac niște railuri. De ce nu mi le arată? Cum? Aveam nevoie de fier la railurile astea? Nu aveam. Aveam nevoie numai de aur și mai multe bețe. Păi erau așa. Restul? Erau așa acum. Restul mai? Am și restul, de aia zic. Bă, nu mai știu să fac railuri, ce naiba. Gata, oameni. Am găsit. Când de la iPod, fratele, Google găsești orice. Nu, aparent am nevoie de bețe, așa, sau invers, și trebuie să trec așa cu goldul, da. Așa, deci nu facem foarte multe 18. Astea nu o să ne ajute mai deloc la câte blocuri avem aici de urcat, dar... Hei, ai prins Kowalski peștele? Nu. No. Prinde-le, el pescuiește în partea santă. Nu știu dacă o să ai același noroc ca și mine, îmi pare rău să zic. Păi aici nu erau pisici. Vreau să-mi dau și o peștele la o pisică, da. Să-mi încerc aproximativ norocul. Dacă pot zice așa, ia să văd cum aveam zoom-ul, aveam pe X2, erau... așa că nu se vedeau mobii. Ok. Erau mai multe pisici. Și unde au dispărut? În nivel de subteran. Am înțeles, sunt pisici de peșteră. Ce sunt pisici de peșteră și ai văzut că la advancementul ăla cu pisicile sunt mai multe pisici de ăsta, de, de găsit. Și din câte am observat, cam cea mai rară e aia ce am eu pe breaslă. Găsire. Aparent am găsit-o repede pe aia. Suspicios. Așa-i? Acolo sigur mi-a dat-o cineva cu game-ul după breasă. Am pescuit un băț. Ai da. Trebuie neapărat să-l prind pe Nemo. Cred că da. Nu ți-a dat, nu? Nu. Dacă nu ți-a dat, de fapt vedeam și eu încea dacă zădea. Am găsit o pisică, fie vorba între noi, care stă cam sequestrată, săracă, oare poți să... I-am dat un pește anic. Nu știu, stă ca sinistrați acolo, mari, unde stă în camențe, că se aruncă. Ia vezi, mai prinzi un pește, eu vreau neapărat pisica aia, deci, te rog frumos. Hai, Kowalski, mișcă cu talent, cred că mai am string să mai dau de undiță, că nu stau după tine până prin suda mea. Până prinde Kowalski pește. Dar dacă o hrănești cu beții, ce? Dar nu vrea să mânce bățul, ce să-i fac? Ia, ți-ai luat de la paznic sau ăsta e ăla, ce, îi plătești intrare la pescuit? Ce-ai? Cred că mă bate când n-am plătit niciun... Atât, ai prins și tu peștele, ia să vedem dacă mai au și o pește, trebuie să mai, nu știu, să ne facem o provizie de pește. Sincer, cred că săream și tădeam la scandal la pește, decât să stau așa să-i prind. Ce să de vreo? Unde-i pisica? Ei, lasă, unde-i pisica? E pisica mea, nu-i pisica ta. Bagă-te la somn, găsește-ți pisică. Dacă tu vrei pisică, găsește-ți pisică acum. Ai cater. Tot în cușcă, Kowalski, tot în cușcă? Ia zile oamenilor, cum ești dormit? Dar desigur. Te-ai transformat în seara asta sau? Nu mai țin minte tare bine ce am făcut seara aceasta, da. Mi-era să sar pe lângă apă, să sar fix pe blocul ăla sau pe marginea lui. Juream 2, 3, 5 săptămâni. Așa. Sare și el, bam, direct. Hai să prindem balenele. Acum știu schema, vine după mine, prinde pește, după mă urmărește și vrea să-mi fure pisica. Aia e toată schema. Bă, Kowalski! Ce? Dar noi am uitat un lucru foarte important. Acum mi-am dat seama. Cine chinuie mă cu lift-uri cu reston când poți să faci lift cu apă și chel? Nu mori până acolo sus. Nu mor, păi îți dau oxigen, aia zic. Acum am văzut chel pe și am zis, băi ăsta, stai că nu-i. Zis, băi ce idee. Păi ce idee, păi vă dați seama acum câți oameni ne-au sărit în cap până acum, dacă, nu știu, au pus acolo degetul pe comentarii. Rata un poți să faci lift cu kelp. Da, dar trebuie să mergem și până end sau poate nu neapărat. Dacă mergem, auzi în end, nu în end, în nether, ca să luăm niște soul sand, dar din câte știu găsim și noi ce am soul sand, nu? Trebuie? Așa știu. Da, dacă avem de aia. Rewind ăla, așa, și cred că e unul aici, dacă nu mă înșel. Vezi să nu dai în delfin, că delfinul dacă îți pleznește două...
Vezi că își atacă în haită. Că sunt fel de lupi. Ia să vedem, găsesc? Na, n-am găsit. Am crezut că e Rivaina aici, dar nu e. Ia că iau eu chelpul și mă ocup de chestia asta între timp, după ce mă duc eu și pisica. Și putem să intrăm și în Nether, că trebuie să pun numai portalul pe jos. Și trebuie să fac și flintul adevărat și ia, primim, nu primim, dar primim când intrăm în Nether Advancement. Deci, am să... am 48 de chelp, cred că o să am nevoie de mai mult, sincer, până sus. Ce zic, că nu stau să... Vă dați seama înainte cât de ore era și la mob spawnere. N-apoi să faci lift-uri de astea și să... Vezi că ești acolo dintr-o... Nu, am găsit Rivaina. Ai găsit Solsen cumva pe acolo? Solsen, nu. Numai magma de ăla, nu? Da, iau și de asta. Ia și de ăla, că facem unul și de coborâre, deși putem să aruncăm linii, știți, dar na. 64. Și acolo sus, la ce înălțime suntem, Kowalski? 160 și ceva. Aha, deci avem 100 și deci nu trebuie mai mult chel. Ah, muncă grea aici, oameni. Aici și apă, voiam să zic pe breazul, dar nu pe breazul. Aici și apă, serioasă de hardcore amplified. Muncă grea, ne-am hotărât să facem așa și bineînțeles că o să continuăm seria. Acum nu știm, noi am preferat totuși să nu încărcăm mai mult din harte decât am încărcat acum. Ca să avem și mai încolo și peșteri de lea șmechere. Cam asta ar fi ideea, știi, să nu explorăm foarte mult până apare 1.17, ca să nu trebuiască să dăm ceva la hartă, știi, să nu o să pierdem harta sau chestii, știi ce zic? Da, mi se pare corect. Aia zic, ca să avem harta și să continuăm nu, în ceancurile ce se generează noi cu biomurile din peșterile a noi. Se unească cumva șmecher, cred eu, sper să nu distrugem când facem chestia asta, dar vedem, până la urmă urmei, mai începem o dată o serie de hardcore pe Amplified, 1.17. Și aia e, până la urmă. Nu, hai că am 120 de astea, sper să-mi ajungă. Haideți să vedem, oameni, dacă cu 8 pești luăm pisica. Sunt tare curios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al 8-lea! Am luat pisica, Kowalski. Și acum o să o ridic ca să se teleporteze. Să seamănă cu motanul meu Hank sau, mă rog, Garfield. Din cauza că n-ai portocale, deci zic Hank. Venit să ajut. Ai venit să mă ajuți în caz de ceva, să-i mai dai și tu pește. Bun, ar trebui să mai găsim acum o pisică sau un câine ceva să-l iei și tu și ai... Bun, fii atent. Deci nu o să te super, nu dacă bag pisica în cușcă aici, când te transport. Nu. Hai în cușcă, hai. Deci noi ținem pisici în cușcă, nu... Ce, vine după pește? Hai, pisica, numai așa te impresi. Numai să pară pe video că e de mâncare la pisică. Spar că e tratată bine. Uite, are și pat acolo, de Kowalski. Trebuie să mai pui un pat. Dar să nu sunați la protecția animalelor sau ceva, noi le tratăm cu încredere și devotament pe aceste doamne pisici sau... Sau ce se mai crede ele a fi? Bun, o să punem portalul, uite, și Kowalski. Cineva zicea, știu că eram pe live-ul lui Colpir, că pe acolo mai intru, că mai face live, mai moderez și eu chat-ul. Și la Colpira și pe live a întrebat de câte bucăți avem nevoie pentru a face portalul. Și ce a zis un om? Aveți nevoie de 12 bucăți. I-a zis, nu, ai nevoie de 10 bucăți. I-am dat mesaj, l-am etichetat. Nu, că nu știi să joci Minecraft. Joc Minecraft de mult. Păi nu, că ai nevoie de 12. Nu ai nevoie de 10, n-ai cum de 10. Deci avem 2, 3, 4, 5, da? Aici încă 3. Deci aveam 14 în inventar, da? Și o să le numărăm și după pentru liniștea unora. Deci aveam 1, 2, 3, 4, nu, 4, 5, 6, 7, 8... Și 9 și 10. Așa, număra greșit și avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, da? Și mai am 4 pentru enchantment table. De aia se iau mereu 14 bucăți când iei obsidianul. Ca să-ți faci enchantment table, nu ca să faci portal de 14. Dacă vrei să te simezi, poți să-ți faci portal de 14, dar n-are niciun rost din moment ce în Nether oricum poți să intri cu portalul ăsta. Dar bine, dacă vrei să faci un portal custom, da, poți. Kowalski te invit în Nether. Știi? Pai, mulțumesc. Ia să vedem, crapă? Cum se vede? Ma. A, în Nether, de altfel, putem juca aici așa cu shader. Pua, țâță. Avem nou advancement și uite-te cât noroc, Kowalski. Unde mai dai tu de așa noroc să găsești Soul Sand aici? Atât să faci și să iei Soul Sand. Vezi? Asta a fost calculat, gândit și... Și știi cât de întuneric e pe filmare? Deci dacă... Uite, no. E cu torța și cu felinarul după tine, nu vezi? Așa, avem un gast la orizont. Ia să vedem, mai facem un advancement ăla cu...
Era să cad. Da, și s-a și respawnat. Acolo unde am pus cablul sonar era să cad. Ia sub Sendus. Da, mulțumesc, mulțumesc. O să fac în total 25 de lifturi pentru tine. Da? Bun. Hai că mă pun pe făcut lift și de săpat. Ok, oameni, am săpat eu aici, mare gaură, l-avem pe Kowalski acolo sus. Hai, Kowalski, să te vedem. Făcut cu bau. Ia uitați-l acolo sus. Păi, s-a stins lumina într-un tisol. Ce n-ai să întâmplă? Ha, acoperi gușturile. Dar cu ce? Ai pus apa. Atât. Ia zis Kowalski, zic eu pe video, nu o pun eu dinainte. Păi, dar tu fost cu șustă, te-ai speriat, nu? Că n-am pus, de fapt, nimic. Ba, da, mai pus apa, că văd apa cum vine. Mi s-a luat lumina dintr-o dată, cum? N-am pus, dacă zic. E, acum tu poți să-mi zici, cine m-a luat apa? Ba, mă, Kowalski, pune... Dar cum ai făcut la trecută? Ce ai pus-o? Am pus și am luat. Ah, și da, curs până am înțeles. De-aia că vedeam apa cum vine, dar... Bun, eu mă așteptam să vină odată apa, să nu mai stau după ea atâta, să... Kowalski al meu să joacă, el n-are treabă. Normal, când Kowalski na, stă și freacă menta și raton, face pe aici chestii, îi face eu... să urce mai ușor. Că nu se vălă cu idei de ce să faci. Cum? Dacă nu se o maestru în restul. Aha, ce da. Asta e, stai un pic că aici, na, nu prea avem chestii cu restul, de ce mă întreb? Facem apă infinită, sper să nu mor până sus. Mamă! Ai zis că e la 160, nu? Da. Hai. Ce-ai făcut? Mi-ai luat apa iară. A înghețat apa. A înghețat apa. Atât, bag o torță lângă ea. Dar în același timp e bine, că dacă nu muream de s-a întâmplat, ceva frumos. Hai, te rog eu frumos, mai pune o găleată, sparge aia, nu știu, sparge-o cu pumnul, că e ok. Și pune o torță lângă. Sau pune ceva deasupra să nu vadă luna cumva, că ceva genul de aia îngheață. Așa, mulțumesc, dă-i cu apă. Doamne ajută, hai. Deci, oricum s-a întâmplat, bine, am crezut că mi-a luat o apă, dar chiar s-a întâmplat ok din cauza că cam crăpam dacă nu se întâmplă asta. Dar și din fericire s-a întâmplat asta și acum putem urca liniștiți, chiar mă întrebam dacă o să ajung, dar acum sunt sigur că ajung, că da, sunt profesioniști, dar cum să-ți înghețem apa când timpul unei lucrări? Dai seama cum ar fi, dacă nu te aveam și mi-ngheța apa, ce se întâmpla? Sau dacă nu îngheța apa și murea? Să urc eu, pierdut golem. Așa, și-a pierdut golemul Kowalski, bun. Eu acum trebuie să mă duc până jos și în principiu ar trebui să avem, fain frumos, am oprit apa din alte zone ca să nu mai avem apă și așa mai departe. Avem o gaură în munte. Sunt curios de ce e apa asta așa peste. Cred că aici am gaură, cred. Da, uite aici, în spate. Dar apa asta nu trebuia să vină peste. Trebuie să oprească apa asta, să oprim noi. Oricum trebuie să facem aici o intrare spectaculoasă. Bun, spargem chelpul. Și te estimabile, iau ce viteză. Viteza luminii. Stinsă. Ce părere ai? Cum urcăm? Mi se pare genial. Da, urci, bă, urci o grămadă, atât. Și am ajuns. Ce? Și, bine, dacă mă chinui puțin, pot să-ți fac și unul lângă ca să te coboare, da? Cred că îți place mai mult să te arunci așa direct. Zic da, eu. Facem de-astea pentru profesioniști. Aha. Deci avem aici și uite, a pus Kowalski, mare altar ce a făcut. A pus și... Să spawneze demonii aici. Atât, da, și eu, ce am zis. Vede luna, apa și de-aia se îngheață, da? Și e soare. E soare. Dar nu, da, cam aia e schema, da. Trebuie să fie așa acoperit ca să nu. Mă rog, aia era la pescuit cu luna. Dar oricum urcăm super și mai chiar. Chiar e senzație faină când urci așa și urci atâtea blocuri cu viteză. Și când stai așa e fain. Poate că acum, iute, dansează acolo. Dar știi că am putea să facem... Deci că am putea să facem așa? Aducem și animalele sus. Numai că trebuie să o facem, trebuie să facem o gaură de asta de patru, știi ce zic? Da. Da, da, da. Să facem undeva, ăsta e pentru oameni. E pentru oameni. Păi unde am putea să facem pentru oameni? Ce are dacă lângă. Facem aici? Păi da, nu, o fac direct aici de patru. Mai e frumos cu schemă, știi? Bam, bam, alea. Deci revenim cu gaura. Tot în cușcă, Kowalski. Tot cu mâțile aici. Tot cu mâțile. El se ia de mici, că dorm în cușca mea cu mâța ta. Auzi, după ce că îi dau animal de companie, am făcut gaura, cu avem mare lift, lift modern, fără reston, full AFK. Bun, oameni, hai să vedem cum merge și liftul. Suntem aici cu Kowalski jos. Kowalski. Tot probleme cu internetul.
A trebuit să facem o mică tăietură, că na, Kowalski mai fuge internetul. Și a trebuit să stau după el, că a zis că vrea să încerce liftul. Nu, Kowalski. Să încerci. Vrei să încerci liftul, stai așa. Ai sus? Nu. Dar nu te duce așa, nu că hai sus, așa, acum fără mine mai... Te-am așteptat, mă aștept, de astea frumos, elegant cât de cât, uite așa. Băgăm aici mare sign. Cum? Desigur, domnule, am spus. Atât, domnule. Poftiți, poftiți. Și punem așa, și punem așa. Uite, gata, l-avem și pentru animale, ia uite. Iată-l aia, așa. Iată-l aia. Hai, hia, sus. Poftiți, domnule. După bine, unde treci? În invenția dumneavoastră. Invenția mea, nu? De ce se întâmplă când știi Minecraft? Noi ne chinuiam, ne gândeam la Minecraft-uri, la dălea, la tălea, la alte. Noroc că am văzut kelp-ul, că dacă nu ne făceați neștiutori în ale Minecraft-ului și aveți dreptate. Am făcut chestii interesante pe episodul de astăzi, am deschis și mai multe advancement-uri, adică ăsta din Nether, mă rog, ăsta din Nether, trebuie să le facem. Și am mai făcut și pe aici, deci cred că am făcut chestii utile și interesante în episodul ăsta, deci evoluăm încet încet. O să fac un episod aviator, un breeder cel mai probabil și Kowalski sau, nu știu, ne ocupăm de design, vrem să facem o intrare frumos acolo la lift. Poate și aici frumos o căsuță de aia, știi, ca în Scooby-Doo de lift. Deci asta e genial. Da, asta, sanctuarul ăsta, altarul lui Kowalski. Kowalski care are umbră și pe timp de noapte, printre altele, da. Deci, oameni buni, vă mulțumim pentru atenția acordată, Kowalski, uite, ia și tu o sabie, cam un plus dintr-un motiv sau altul. Și noi ne auzim pe dățile aviatoare, dacă v-a plăcut, nu uitați de like, subscribe și comente, neba în descriere Discord, în descriere grupul de Discord și ăsta Instagram-ul meu, dacă vă interesează, și Kowalski e acolo. Deci, uite, așa se spamnează Kowalski. V-am lăsat, Dumnezeu să fie cu voi. Doamne ajută, de acolo din... ăsta nu e sanctuar, fii atent, e de la... ăsta e pe Himalaya aici. Nu e pe Himalaya, e Cristelința, sau cum se numește aia în care bagă preotul, copilul? Cristelința. Așa, Cristelința, asta e Cristelința lui Kowalski. Așa îi dăm numele. Deci nu e lift, e Cristelința lui Kowalski. Bun, ia fii atent, stai așa. Acolo așa. Jos m-am născut eu. Acolo jos și acolo sus. Bun. Deci, oameni buni, vă mulțumim frumos pentru atenție acordată cu Cristian Salukovalski aici. Noi ne auzim pe dățile aviatoare. Multă baftă! Multă baftă!